Ziceți voi, băieți. Băi, am realizat că am postat un video și nu v-am făcut și prezentarea serverului. Așa că... Serverul se numește Trust România. Este hard roleplay. Cum intrați pe server vă va da aici. Aici este primăria. Și, deci, vii frumos, îți faci buletin. Este foarte important să-ți faci pentru că altfel... Nu știu, n-ai ce căuta? Și plus că trebuie să intri în personaj. De aici ți-ai job-ul. Fan curier, gunoier, livrare socului, măcelar, mecanic, șantierist, șomer, Uber. Băi, la fan curier v-aș recomanda să vă angajez prima și prima oară. Job-ul de fan curier pot să vi-l arăt și pe ăla imediat. O să mai pun și eu niște pauze ca să nu vă plictisiți. O, încă ceva, să nu ies așa. Tu poți să faci bani murdari, mai ales dacă ești în mafie, dacă dai jafuri. Și aici îți faci firmă. Probabil mulți dintre voi știu deja de sistemul ăsta. Pentru cei care nu știu, ori dacă ai o afacere, îți adaugi capital și automat așa îți poți spăla și banii. Sunt multe firme, poți să-ți deschizi cu 12k dacă nu mă înșel. Dar repet, doar dacă ai posibilitatea de a face bani murdari, merită să-ți faci. Dacă nu, n-are rost. Bun, hai să vă arăt și spitalul. În primul rând, nu știu dacă o să vi se vadă vouă așa mapping-ul. Da, mie, așa mi se vede probabil de la mod. Încă ceva, dacă vă întrebați ce dracu e la KFX, este pentru străzi, să mi se vadă așa. N-am hack, n-am nimic. Bun, s-o lămurim de pe acum. Spitalul este destul de mișto, părerea mea. Nu știu dacă am voie să intru, probabil că nu, dar... Na, ce nu fac eu pentru voi? O să iau ceva de aici? Nu, aveam și eu nevoie să-mi repac viața. Se fac roleplay-uri aici frumos. E, n-am bani la mine, ea merge. E tăticul. Să rămână. Bun, deci puteți să vă refaceți viața aici. Stai că mă rătăcesc. Aici aveți o baie. Sunt medici pe server, nu trebuie să vă faceți probleme de treaba asta. Pe server avem așa ca facțiuni mafile, n-are rost să vi le spun. Avem poliția normală, SRI-ul și jandarmeria. Poți să te faci și medic. Și sincer, puteți să porniți de la cariera de medic prima oară. După ce vă mai obișnuiți cu serverul, puteți să vă alegeți o altă facțiune. Sau dacă vă place, în continuare, puteți să rămâneți medici. Încă ceva, să știți regulamentul foarte bine. Pentru că dacă nu, o să fiți drastic sancționați. Bun, aici este jobul de fan curier. De aici ții mașina, bineînțeles, după ce ții jobul. Coletele le iei de... Stai așa. Coletele le iei de aici. Și poți să te pui în cur, poți să stai, poți să nu știu ce. Este un job destul de bine plătit, părerea mea, mai ales pentru început. Să strâng niște bani de o mașină, de ceva. Aici este poliția. Nu o să intru pentru că mie că îmi dau ăștia cu bastonul peste ceafă. Jobul de măcelar este aici, în stânga.
Încă o chestie foarte mișto, dar stai să trec și o graniță, că mi se pare că am un pistol la mine. Este granița asta, de obicei sunt polițiști aici care stau să te verifice. Băi, băieți, apropo, nu v-am zis, ca să dați de permis și să vă luați asigurare, trebuie să mergeți la poliție, la secție. Când ajungeți la secție, vorbiți cu cineva de acolo și după trebuie să sunați la poliție că vreți să dați examen. Am postat video ăla în care un băiat a condus ca dracu. Nu l-a luat, n-a luat examenul, bineînțeles. Nu a reușit să-l iau. Și ca să vă zic de, în continuare de vama asta, poliția vă controlează și la ieșire și la intrare. Deci aveți grijă ce aveți la voi. Bun, și acum hai să vă arăt și showroom-ul. Bun, showroom-ul este aici. Este un mapping foarte mișto. Să vă spargă la ochi. Și aveți o grămadă de modele de mașini pe care puteți să vi le luați liniștiți. Mai întâi să faceți banii și după să investiți în ele, să le băgați tuning, nu știu ce. Serverul mai are o opțiune foarte mișto. Slash, așa, și după scrii ce vrei, gen vând, Dacia 1300, cu, ne întâlnim la, etc. Ca să nu mai stați să scrieți în anunțuri, poate dați și 500, dacă sunteți gârșiți, nașpa, așa că aveți și ocazia asta. Și aici apeși Enter și vezi expoziția. Mașini, Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, altele, Koenigsegg, McLaren, Range Rover, sunt foarte multe mașini. De început, dacă mă întrebați pe mine, vă recomand, vă recomand pe asta. E și mișto, fuge. Și chiar o mașină ok. Și dacă vă străduiți un pic, puteți să o găsiți și de la altcineva. Puteți să scrieți pe TWT, cumpăr Audi, nu mai știu ce model e, A8 2010, mi se pare. Băi, și eu v-am prezentat în mare acest server. El are mult mai multe lucruri, dar puteți să le descoperiți voi intrând aici. Eu am fost Just the Style XD, îți mulțumesc dacă te-ai uitat până aici și ne vedem data viitoare. I'm